Belu are încredere în gimnastele României. Putem să fim din nou cei mai buni, spune cel mai titrat antrenor din istoria gimnasticii. Belu a împlinit ieri 60 de ani și a dat petrecere mare și a pus dorință să rămână an bun la lotul național. Belu a primit cadou de ziua sa un tort uriaș și mai mult l-a emoționat filmul proiectat cu cele mai dragi amintiri. Pozele de la nunta cu Mariana Bitang au făcut deliciul invitaților. Chiar mă simt răsfățat, chiar și la 60 de ani. Belu și-a serbat ziua la un restaurant japonez. E sigur că și el a fost nipon într-o viață anterioară. Niciun caz nu am fost ninja. Fostele gimnaste de aur ale României au fost alături de Belu și Bitang. Gimnastele de acum au fost încurajate să dea lovitura la Jocurile Olimpice de la Londra de anul viitor. La mine medalia de aur a fost obsesia permanentă. Iliana Stase a rămas șocat să vadă cât de mici sunt gimnastele României. Stase n-a venit cu mâna goală. I-a adus lui Belu autobiografia sa. Păi să aibă grijă de Mariana fiecare seară, dacă poate. Eu sper să aibă grijă de mine în fiecare zi, nu neapărat în fiecare seară,